Hai noroc, fraților, eu sunt Runner, iar astăzi vom juca FIFA 16 Ultimate Team. După cum vedeți, sunt în divizia 8, am 7 meciuri jucate și am făcut doar 4 puncte. Echipa e destul de ok, așa că îi voi da drumul imediat. Sper să câștigăm acest meci pentru că avem nevoie de câteva puncte pentru a putea câștiga titlul și a promova. Ok, mi-a găsit și adversar. Oh. Sper să nu fie o problemă cu lagul, că am văzut că deja erau se făcuse portocaliu. Sper să fie ok. Haideți să vedem ce echipă are el. Destul de acceptabil, un adversar destul de acceptabil. Sper să câștig acest meci. Mi-ar prinde foarte bine 3 puncte și ar fi super ok. Haideți să așteptăm să se încarce. Hai să dăm skip. Ok, a dat și el skip și uite că începe meciul. Da, deja merge în lag. Deci ești nebun. Va fi o partidă super, super șmecheră. Cu lagul ăsta. Păi, dar zici ca un net prin sârmă, frate. Zici ca un net prin sârmă, să mor dacă nu. Ce căcat, cum să joc eu? Fără vrăjeala. Cum căcat poți să joci așa? What the fuck, frate? Serios trebuie să joc așa? Wow. Super ok. Super ok. Va fi de tot căcat în meciul ăsta. Pingul ăsta de... căcat, pe care n-are băiatul ăsta. Hai să vedem aici. Ah, am încercat, dar a reușit să intercepteze mingea și aici interceptez și eu. Și aici 1-2 frumos. Na. Bă, dar ce lag are, mă, ești nebun? Ce? Ce a fost asta, bă, frate? Hai mă, mamă, dar cum merge, că disperpă. Mă, aș mă, cum netul tău de căcat, pișam aș pe tine. Vai. Deci tot meciul va trebui jucat așa, ești nebun. Eu nu știu unde ce mai joacă, dacă știu, bă, aveți net varză, ieșiți mă, lăsați. Nu intrați să stricați jocul la alții. Și mai au și golul de la ratat ăsta, stai să vezi. Deci stai să vezi că așa va fi. Și am aș pe el. Maș, mă. Dar vine să dau rage quit, frate, serios. E învățat omul să joace așa, ca spart. Dacă are net și joacă mereu așa ca ruptul. Normal să fie învățat. Mamă, coaie, ce pas atrași ăsta, bă, băiatule, bă. Mă, aș pune și tu cu pasa ta, mă. Nu știu de ce în FIFA 16 dau așa, când îți cu spatele dau mingea aia, o ridică prea tare, nu înțeleg de ce. Să, în loc să fie ceva simplu, pac, frumos. Hai. Gol. Nu. What the fuck? Cu aia ești nebun? Am zis că e gol. Deci cu lagul ăsta nici nu-ți dai seama. E gol sau nu e gol, nu-ți dai seama. Mamă, cred că dau requit. Îmi ba picioarele dacă nu dau. Mă piși pe ele 3 puncte. Deci mă piși pe ele 3 puncte, serios. Hai bă, cu aia. Să văd dacă dau un gol, oare... Dacă dau reșcuit tot, dar cred că tot pierd meciul. Cam așa ar trebui să fie. Ai, bă, stai în spate, putu-s. Familia. Mamă, ce nervi. Dar uite cum merge, frate. Uite cum merge.
Ar trebui să joc acum, ar trebui să joc perfect cu lagul ăsta. Și am aș pe el. Stai că a început cu 1-2. Marș, mă, acasă. Schimbă Smith-ul, drag. Când strici joc. Păi ia vezi dacă poți să faci ceva, că tot ai oprit meci. Vezi dacă poți să faci ceva, pișamaș, pe tine. Că freci tot meciul dacă nu. Scoate pornul de la download, scoate ceva. Hai, bă! Hai! Ăla-i! Și acum ratează spart. Marș, mă! Offside! Hai cu ei, lasă-mă cu vrăjeală. Mamă, bă, băiat, oricum a tras paralel total. Deja mă enervez că oricum a tras ca cul. Și acum l-a luat pe ăla din picioare. O, hai, Iurea. Am pasat repede. Hai, frate. Dar nu pot cu lagul ăsta. Să mor dacă pot. Mă chinui să înțeleg și eu ceva din meciul ăsta. Dar nu pot. Hai, să vedem acum. Mamă, ești nebun, a scos portarul, bă, băiat. El se chinuie, văd. E și normal la cum merge. Dar vedeți ce șuturi au ăștia mei. Zici că sunt de bronz, frate, nu de aur. Zici că sunt jucători de bronz. Să mor dacă nu. Au șut mirific. Excepțional. Ia, bă, frate. Mai are și noroc după ce că merge ca acolo. Of, Doamne! Marci mă scoate afară că ești parte. Schimbă-mi pana mea, dar adai ca aia de net. Pe unde căcat este? Numai din Turcia, mi-a mai făcut așa cu un turc. Posibil și asta să fie din Turcia. Dracu știe. Hai, mă! În sfârșit cu aia, ați nimerit și voi poartă pe șamă și pe voi de jucători. Am 1-0. Hai totuși să termin acest meci de căcat. Care merge infect, poate dă spartul ăsta de aici cuit până la urmă. Terminăm mai repede că mă enervez și mă și plictisesc în același timp. Pentru că nu înțeleg nimic din meci. Și aici l-am faultat într-un fel sau altul, nu știu cum, că nu se înțelege. Hai să vedem aici ce căcat face. Hai, mă! Da. Hai, Courtois. Ok, a prins-o. Aici ce să fac, ce să fac? Îi dau lui ăsta. Dau lui ăsta, tată. Și pac, aici îl opresc, mă piș pe el. Și aici îl văd pe ăsta bine. Intru în el și iau și mingea. Hai! Hai, Walcott, hai, că ai spațiu căcălou acum. Hai. Hai, gol! Marci, mă! Trage-mi portar cu aia. Deci liber, singur cu portarul, trage-mi portar. Hai, fentă frumoasă, hai! Mamă, frate! Hai, rup tot cu centrarea aia, bă, băiat. Ia uite-l, bă. Hai că i-am luat mingea la terminat. Hai, coai, dar nu la asta, mă! Dă numai ca curul. Că am ținut să dea în partea aia, dar nu știu de ce a tras la asta, nu înțeleg. Hai! Iar e offside. Maș, pișamaș! Aiurea. Aiurea din nou.
Și ăsta lui pula să tragă aici, să-și paseze mingea aproape. Hai bă, frateu! Hai, stai acasă de te drept. Mamă! Nici nu știi cum îi trage la picioare și dă penalti. Doar așa face. Hai! Hai, Sturridge! Mamă, coaie! Iar apărat! Mamă, m-aș putut morții! Bă, m-aș, mă! Joc penal. Putus. Mamă. Și sări doi pe lângă. Ce căcat am făcut, bă, frate, bă. Vai. Fără cuvinte mă las. Deci ați văzut și voi. Mai întâi a scos un portarul și apoi la cu poarta goală, jucător de aur, a tras în bară, bă. A tras în bar. Cu poarta goală. Mai zici tu ceva de jocul ăsta. Poarta goală, fratele meu. Mai dă o dracu de treabă. Și acum e offside, iar ca de obicei. Stă la 17. Marș, mă. Bă, și știi care e faza? Că îi dai pasă filtrantă. Și după aia se întoarce, mă. Se întoarce înapoi când dai drumul la pasă. Dar în rest stă în offside. Și când dai drumul la pasă, face pasul înapoi. Și deja pierde și timpul ăla, știi, nu? Știi ce zic. Și acum îmi iau gol. Și eu știu. Frate! Dar era tare, știi, nu? Primul șut pe poartă, cred că. Să-mi dea și gol. Prima ocazie a lui mai cât de cât să fi luat gol era... Wow! Era super, frate. După ce n-a mișcat nimic tot meciul, era super să iau gol aici. Hai, Wolf, hai! Hai, bă, băiatul, bă. Bă, frate! Dar merge prea iurea, bă, băiatul. Merge prea iurea. Nici nu reușesc să mă apă, nu reușesc să fac nimic. Merge tot în frame-ul, merge. Pișamaș pe el, cu lagul lui, cu tot. Mai aș mă cu șutul de-asta. De-astea dai la grădință, frate, nu dai aici. Ia. A fost și foul, ce-a fost? What? Ce căcat a fost, mă? Cu 1000 de ani zici tu că a fost ceva. Să văd dacă o trage bine la asta, ok. Hai! Mamă, tocmai la asta, bă. Și are vreo 90, cred că, viteză. Și nu ajunge, bă, minge, nu ajunge. Ia fundașul mai în față. Ca să vezi și tu. Ia, fault aici. Marș, mă! Marș, frate, cu faze din asta de căcat. Mai are și noroc după ce că merge ca acolo. Uite, că nici nu înțelegi, nu-ți dai seama ce face. Blagul ăsta de tot căcat. Ah! A scos-o, mă? Frate, dar ce urât merge, bă, băiat. Doar am și zis de la începutul meciului. Sper să nu fie probleme, dar uite că sunt. Și acum centrare de căcat. Ca de obicei. Ceva clasic să centreze pe acolo. Mamă. Frumos ăsta. În sfârșit un șut bun, frate. Nu mă așteptam să dea așa de bine, că a stat și pe loc. Am dat-o de pe loc și nu mă așteptam, sincer, să trag așa de bine, dar... În sfârșit, un șut bun. Hai, marș! Dă-i rage quit, că mă piși pe tine. Marș! Marș acasă, am zis. Hai, mă! Stai să vezi că nu dă rage quit. Stai să vezi. Bla, 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 bla. Hai!
Încă 20 de secunde mai ai să te decizi ce faci. Mamă, e din Serbia, bă, băiatul. Serbia FC. Gata să... Ce a fost? L-a scos? A, l-a scos pe Modric, cred că era ăla. Parcă așa mi s-a părut după figură. Bă, nu se înțelege nimic, mă. Nimic nu înțeleg din ce căcat fac aici. Și mă, și pe Serbia voastră. Hai, frate. Da, căcat. Căcat în plasă. Stai, mă. Stai că e și Sparta asta. Hai, bă. Hai. Hai, mă. Mamă, frate. Pișamaș. Ok, în sfârșit am mai și o minge al ăsta. Nu mă așteptam să treacă. Chiar nu mă așteptam să treacă. Hai, bă, frate, faul, ceva, nimic? E vândut, bă, s-a vândut și arbitru, ești nebun? Ia uite, bă. Să mai înțelegi ceva din... Nu se înțelege nimic. Merge așa penal că nu înțeleg nimic din ce face. Când înțelegi, e deja trecut de tine. Uite, bă, frate, ce mă pălesc pe ăștia, bă. Ia uite-l. Mi-a ghicit schema, faza. Unde o dai, bă? Futus familia. Mamă, 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 mamă. Noroc că e și el un pic prost. Sau un pic mai mult. Hai, bă, mișcă-te. Uite, uite, uite cum stă pe loc. Hai. Scoate portarul, fii atent. Vai, frate. Uf. Rapid, unul din prima, așa. Te-ai căcat pe tine. S-o căcat pe el tot. Ține-l de tricou, fă-i ceva. Trage jos. Rupe schinarea. Hai. Ah. A scos-o bine, a prins bine aici. Hai, mă, Milner, mă. A, Ramsey. Ah, central. Central, frate. What? Ah. Dacă prindeam și mingea asta era... Era șmecher. Wow, wow. Wow, da. Nu ți-a mers, bă, băiatul. Ți-a mers că știam că asta vei face. Normal, nu era și logic să faci chestia asta. Bă, deci, unde mi-a dat mie jucătorul și unde vine mingea. Ah, bah. Hai, repede, că mă grăbesc. Oricum ești paralel cu jocul, nu ai treabă. Hai! Nu cred că trebuia să mai dau pasul asta, dar... E ok și așa. Dar e ok o pulă, bă. Mereu, bă, scoate portarul ăsta, bă, frate, zici că... Mamă... Deci dacă nu e a doua sau a treia ocazie care o ratez aiurea, nu mai zic nimic. Hai, și asta? Și asta o ratez? Hai, bă, ăla-i, mă, frate, mă. Ăla-i. Ia muie, fraier. 3-0, stai acasă și schimbă snet. Stai acasă și schimbă snet. Hai, 3. Ok. Asta, cam asta e cu meciul.
un meci de căcat din punct de vedere al conexiunii, să-i zic așa. Că m-am chinuit cu ăsta degeaba, că în rest nu joacă nimic băiat. Mă rog de netul ăsta de căcat pe care îl are, că a reușit și el cât de cât să... Dar n-a făcut mai nimic, ce de fapt, ce a reușit, n-a reușit nimic. N-a făcut nimic, ce căcat a reușit. N-a făcut nimic, practic. În fine, s-a terminat meciul și am câștigat cu 3-0 și am făcut, cred că, 7 puncte, da. Deci, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, ce vă rog este să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Până data viitoare, eu v-am salutat. Pa, pa!